19 decese și alte 861 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Dintre acestea, 5 sunt de import. Doar în Chișinău au fost raportate peste 300 de cazuri pentru ziua de astăzi. Acesta este bilanțul provocat de pandemie de COVID-19 în ultimele 24 de ore pe teritoriul Moldovei, după procesarea 3622 de teste. Așadar, bilanțul persoanelor infectate cu noul virus a urcat la 73.321 de cazuri. Dintre acestea, 53.816 persoane s-au tratat de infecție, în timp ce numărul total al celor decedați a ajuns la 1729. Ministerul Sănătății roagă toți cetățenii să respecte cu strictețe distanța socială, să se spele cât mai des pe mâini, să evite aglomerațiile și să poarte mască în transportul public și în spațiile publice închise.